Primăria va cumpăra de la Adrian Mititelu cele 3 hectare de teren de la Balta Craioviței contra sumei de 1,5 milioane de euro. Consilierii locale au votat în ședința de azi proiectul de hotărâre propus de primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu. Singurul care a fost împotriva a fost Dan Chierciu, care a declarat că proiectul prezintă o serie întreagă de neclarități, de la oportunitatea cumpărării terenului până la posibilitatea de a construi pe el. Ședința de astăzi se anunța una cu scânteii, mai ales din cauza controversatului punct de pe ordinea de zi care prevede achiziționarea celor 3 hectare de teren de la Adrian Mititelu. Numai că aleșii locali nu au ridicat nicio obiecție la dorința municipalității de a cumpăra acest teren. Singurul care a fost împotriva proiectului a fost Dan Chierciu. Acesta a spus că nu înțelege de ce proiectul nu a fost supus dezbaterii publice și a apărut peste noapte pe ordinea de zi. Cât despre întrebuințarea terenului, Chierciu spune că drumul care se va construi este inutil. Soluția ideală pentru municipiul Craiova este închiderea inelului și centura de nord cu centura de sud, fapt care ar face ca tot traficul greu să fie deviat de la actualul nord, actuala intersecție între drumul european și centură, practic la combinatul chimic, către ieșirea către Calafat. Deci asta este până la urmă soluția de care Craiova are nevoie. Motiv pentru care, repet, oportunitatea invocată mi se pare 100% valabilă. Un alt aspect este cel legat de posibilitatea de a construi pe acest teren. Cumpărăm un teren despre care nu știm nimic din punct de vedere geotehnic. E adevărat, am citit în presă o afirmație că se poate construi un drum peste orice. E adevărat, și chinezii au construit peste mare. Am putea și noi pe să construim peste Maștină, însă, în clipa de față, eu n-am văzut niciun document, dacă el există, m-aș bucura să-l văd, în care se arată costurile acestui drum bazate pe caracteristicile geotehnice ale terenului. Chierciu spune că nici explicațiile legate de necesitatea cumpărării terenului nu sunt mulțumitoare. Discuțiile legate de modalitatea de expropriere, care ar fi lungă, că ar însemna costuri mai mari pentru primărie, mie nu mi s-au părut nicăieri explicitate. În plus, primăria ar putea obține acest teren fără niciun ban în momentul în care s-ar pronunța falimentul firmei lui Adrian Mititelu. Ori cumpărarea terenului, tocmai acest faliment îl evită. În replică, primarul Craiovei spune că suma pe care se cumpără terenul este una foarte mică în raport cu valoarea sa. Dacă faci expropiere, trebuie să-i dai prețul care este în grila notarului. În grila notarului, o am aici în notaria, prețul zonei este de 110 euro pe metru pătrat. Nu 50 sau mai puțin de 50, cât estimăm noi, asta o să iasă din valoarea pe care o va face un expert. Cât despre centura de sud a Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu spune că nu se va face prea curând, pe când acest drum se poate face imediat. Acele drumuri se vor face pe fondul național, iar acest drum se va face pe fonduri europene. Noi vom cheltui 2% din contravaloarea drumului, având în vedere că este lista de priorități a Craiovei în perioada 2014-2020. Deci ne va costa undeva în jur de maxim 200.000 de euro. În cele din urmă, proiectul a fost votat cu 2 abțineri și un vot împotrivă.